astfel a debutat vineri 30 octombrie la Balul Bobocilor la Liceul de Arte Bălașa Doamnă din Târgoviște. Spectacolul a oferit o varietate de momente artistice, elevii acestei instituții de învățământ dovedind încă o dată cât sunt de talentați. N-au lipsit nici momentele umoristice. Perechea numărul 1 este formată din Daria Lupu și Adrian. Primele emoții de pe scenă, concurenții au ajuns la proba de aptitudini, când au surprins și prin talentul dovedit, dar și prin diversitatea reprezentațiilor. Alături de concurenți, pe scena balului găzduit în amfiteatrul Liceului de Arte Bălașa Doamnă, au urcat și elevi talentați din clasele mai mari. Momentele artistice din spectacol și probele de aptitudini pregătite de elevi nu se făcea diferență decât prin numerele purtate de concurenți și ei adevărați artiști. Talentul acestor liceeni este cultivat cu multă dăruire de cadrele didactice care s-au implicat și de această dată în buna desfășurare a balului liceului. Să mulțumim copiilor care au făcut asta pro bono, benevol, cum spunem noi, cele trei clase de a 11-a și din afară, deci a 10-a și a 12-a și a 9-a, da? Toți au fost o echipă grozavă, cele trei clase de a 11-a au lucrat ca una singură. Să le mulțumim doamnelor diriginte ale claselor a 11-a și a 11-a B. Recunosc că anul acesta nu m-am implicat, parcă îmi pare rău acum. Dar ele au suplinit cu totul. Deci doamnele profesoare Nicoleta Făuna și doamna profesoară Toader Denisa. După ore de spectacol de calitate a sosit și momentul în care au fost anunțați câștigătorii acestei ediții. Miss Bobo și Mr. Bobo, oare cine noi? Thank you.
acest bal a fost o experiență unică pentru mine și doresc din suflet să le mulțumesc tuturor persoanelor care s-au implicat în acest bal și care ne-au îndrumat. Evenimentul a fost înregistrat integral de Columna TV. Cei care doresc să vizioneze balul Liceului de Arte Bălașa Doamna din Târgoviște pot urmări programul nostru joi și vineri în zilele de 5, respectiv 6 noiembrie, cu începere de la ora 10 și în reluare de la ora 1 noaptea.